Pentru farul, calculele sunt simple. O victorie a echipei lui Gică Hagi ar face pe Dobrogen campion cu o etapă înainte de final, astfel că rezultatul din ultima etapă, cu CFR Cluj, nu va mai conta în economia luptei la titlu. Cornel Schweizer, președintele de la Poliaș, a remarcat plusul pe care l-a adus numirea lui Elias Haralambous, 42 de ani, la FCSB și spune, din multe surse virgulă că Gigi Becali nu se implică în permanență la echipă. Cornel Schweitzer, nu cred că Gigi Becali face echipa permanent. Vedeam pe cei de la FCSB, credeam în ei, într-o revenire în forță. An de an am crezut în CFR Cluj, dar am sesizat o echipă obosită, uzată, dar acum este o finală meritată. Farul, FCSB. Poate fi un X 2, orice se poate întâmpla. Farul îl are pe Hagi, FCSB pe Coman și pe Olaru, se poate întâmpla orice. Nu cred că Gigi Becali face echipa permanent. Da, se implică. Știu din multe surse că a dat și credit antrenorului. E clar că se consultă. Am văzut și prin instalarea noului antrenor echipa a crescut de la meci la meci forma excelentă a lui Alibek l-a recomandat și pentru națională. Era un jucător important, nu trebuie să lipsească de la confruntările cu FCSB și cu CFR Cluj. Și Hagi i-a recunoscut meritele, a spus Cornel Schweitzer, pentru Xpro. Punct. Diferența dintre primul loc și cel de-al doilea este acum de un singur punct, cu două etape înainte de finalul sezonului. Dacă va câștiga la Constanța, FCSB va trece pe primul loc, la două puncte distanță și va juca în ultima etapă cu Rapid, pe arena națională, cu titlul pe masă.